Domnule Bodog, suntem în plină campanie de vaccinare, suntem în a doua etapă a campaniei de vaccinare. O campanie de vaccinare, dacă mă uit la declarațiile venite de la Ministerul Sănătății, care se derulează, înțeleg că bine sau foarte bine. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Eu zic să ne uităm la ce spun pacienții. Chiar azi, asociațiile de pacienți au reclamat faptul că nu pot să ajungă la vaccin, că nu se pot programa. Pe de altă parte, și oficiali au declarat că vaccinarea s-a amânat cu 10 zile, deci demers, eu zic că merge departe de bine. Campania de vaccinare nu a fost pregătită, chiar dacă s-au alocat resurse, eu zic, supraevaluate pentru această campanie de vaccinare, însă cred că... Resurse financiare sau... Da, din ceea ce am văzut în spațiu public, s-au făcut achiziții enorme, chiar după ce a început campania de vaccinare, în procedură de urgență, dar, vorbesc aici de seringi și ceea ce e necesar pentru vaccinare, din păcate nu sunt suficiente centre de vaccinare și asta la început, nu știu, lipsă de organizare sau... pur și simplu nu și-au dorit să fie suficiente centre de vaccinare, iar ulterior, din cauza faptului că nu sunt suficiente doze de vaccin pentru a se vaccina. Noi aveam o temere că populația va refuza vaccinarea. Se pare că populația dorește să se vaccineze, se pare că românii au înțeles că e nevoie de vaccinare, că nu există nicio altă metodă de a contracara această boală și doresc să se vaccineze și iată că nu sunt doze. Bun, deci nu a fost pregătită din timp și nu așa cum ar fi trebuit ea să fie pregătită. Mă refer aici la campania de vaccinare. Se știa de anul trecut că vom avea, că vine vaccinul, se știa de anul trecut când începe vaccinarea, se știa de anul trecut că la sfârșitul lunii decembrie începe vaccinarea și totuși noi am fost luați pe nepregătite, la fel cum suntem luați de zăpadă, la fel cum suntem luați de orice catastrofă naturală. Dar campania de informare, că ar trebui să existe totuși și o campanie de informare paralelă cu cea de vaccinare. Vi se pare că există o campanie de informare? Mie mi se pare că autoritățile nu au o comunicare coerentă pe vaccinare și asta poate să compromită procesul de vaccinare, având în vedere faptul că sunt afirmații ale autorităților care, după părerea mea, fac parte din același guvern, afirmații care se bat cap în cap. La ce vă referiți? Discutăm acum, de exemplu, despre raportarea numărului de cazuri. STS-ul și acel comandament de evaluare și de gestionare a pandemiei dau niște cifre. Ministrul Sănătății spune că, de fapt, nu sunt cifre reale. Cu toate că ar fi trebuit să creștem capacitatea de testare, noi am scăzut-o chiar azi față de ieri cu aproape 10.000 de testări mai puțin s-au făcut. Practic, noi trebuie să fim conștienți cu toții și în primul rând autoritățile trebuie să fie conștiente de faptul că atunci putem să stăpânim pandemia dacă testăm, dacă izolăm cazurile noi și dacă vaccinăm minimum 70% din populația României până în luna august, cel târziu luna septembrie. Dar după felul în care se derulează lucrurile, suntem foarte departe de acest țel.